Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei ce nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți recenzii la filme și seriale, precum și discuții aprofundate pe tema Game of Thrones. Dacă vă place acest tip de canal sau dacă vreți să descoperiți acest tip de conținut, vă puteți abona apăsând subscribe. Dacă vreți notificările, apăsați pe clopoțel. Astăzi avem o recenzie de serial și anume una promisă de ceva timp și cerută de foarte multă lume și anume Nightfall. Este un serial american filmat în Europa, produs de către History Channel, aceiași oameni care îl fac și Vikings, și vorbește despre o perioadă undeva prin secolul XIV, la 1300 până la 1400, o perioadă din istoria templierilor. Dar despre ce este vorba și cum mi s-a părut mie, asta aflați mai departe, așa că fără să ne pierdem timpul, haideți să începem. După cum vă spuneam, acest serial este produs de History Channel, astfel de cei care produc și Vikings, doar că, dacă ați observat, nu este și distribuit de către History Channel în Europa, ci de către HBO. Și deși pare o mișcare inteligentă și pare o mișcare bună, și cred că este o mișcare bună din partea History, e destul de bizară chestia asta, pentru că History încearcă să intre cât mai adânc în acest, să spunem, private label content making, să spunem așa, în care încearcă să-și producă propriul content. Asta face și National Geographic, la fel face toată lumea. Pentru că își dau seama că this is aici, aici sunt cei mai mulți oameni, asta caută cei mai mulți oameni. Deci este destul de ciudat că au ales să-l dea către HBO. Dar, după ce vezi serialul, începi să-ți dai seama și de ce a făcut chestia asta, History. Pentru că există un motiv și e un motiv despre care vorbim la final. Așa că hai să trecem în revistă părțile bune și părțile mai puțin bune al acestui serial pe care îl poți vedea în momentul de față pe hbogo.ro. La părțile bune la serialul trebuie menționat neapărat calitatea producției în sine. Peste bun, adică scenografia, felul în care arată locul unde se filmează, felul în care arată scenele, felul în care se folosesc extraurile, numărul de costume pe care le întâlnești acolo, nu știu câte dintre ele sunt custom made, câte sunt făcute, împrumutate sau whatever, dar e clar că s-a făcut un efort la producție. Nu este o producție ieftină sub nicio formă. O altă parte bună, să spunem așa, este faptul că pentru un serial care vorbește despre război, brutalitate, există suficient război și brutalitate. Oarecum, la fel, dacă nevăzând Vikings cu adevărat decât în mică parte, pot spune că și acolo vă vedem același lucru. Brutalitatea este reală. Nu este sugarcoat, să spunem așa. Este aproape de R-rated din punct de vedere de blood and all that shit flying all over the place. Și asta e o chestie oarecum bună pentru un serial care vorbește despre o anumită perioadă care de foarte multe ori este pusă cu roz, să zicem așa. Și de apreciat faptul că Templars nu o face, faptul că Nightfall nu o face. De asemenea, e interesant că există niște personaje reale pe parcursul filmului. Există niște chestii care s-au întâmplat și există niște mitologii preexistente. Și acum intrăm după, și din ăsta, de fapt, intrăm în părțile negative. Pentru că da, dacă există niște părți reale, restul este pur și simplu ancient fucking aliens. Asta e o parte negativă foarte, foarte, foarte puternică și pentru mine și pentru foarte multe lume, pentru că îți dai seama că momeala, sau nu momeala, hook-ul, da? Deci cârligul pentru care tu te-ai dus și ai mușcat de acest serial este că e vorba de templieri. Istoria templierilor este atât de bogată și atât de plină de nuanță, de tumult și de Game of Thrones-ine, să zic așa, încât tot ce era nevoie e să ia istoria adevărată și să facă un serial despre asta. Eu asta am sperat să fie. Dar m-am trezit cu această epopee foarte, foarte, foarte dinamică a unor templieri pe care nimeni nu știe de unde au apărut, să zic așa. Există personaje reale, dar comportament, felul în care se structurează acția, se agață în chestii reale, dar foarte, foarte puțin așa. Doar cu pânză de paianjă, în timp ce sfoara adevărată este pur și simplu ficțiune 100%. Și pentru mine asta a fost o problemă. Dacă, în schimb, ignori chestia asta absolut și nu te interesează realitatea istorică a serialului, s-ar putea oricum să nu-ți pese prea mult și să fie ok. Dar deci intrăm în a doua parte negativă a serialului. Dacă îți spun că poți trece peste partea asta de non-verdicitate, atunci urmează următoarea chestie. Asta ar putea să fie deranjantă pentru, nu pentru toată lumea, în schimb. Actoria. De foarte, foarte multe ori, foarte multe scene, pare că au fost grăbite,
pare că nu s-a căutat the best take, s-a căutat, ok, done. Check, 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 check. Am filmat cele 50 scene, da, perfect, mergem înainte atunci. Și asta e o problemă, mai ales în momentul de față, când toată lumea încearcă să scoată, știi, după True Detective, apropo de asta vine și recenția True Detective, după True Detective toată lumea încearcă să scoată super high quality acting în TV. Și vine acest Nightfall, care are o producție aparent, are o producție bună, de fapt, nu că aparent bună, e o producție bună, știi? Și vine cu acest, nu pot să spun, nu e bad acting, nu e gunoi total, dar e în contradicție cu ce ar putea să fie, sau ce te aștept să fie, sau ce te aștept la producție HBO, sau ceva dat pe HBO. De asta, vis-a-vis de asta, vorbeam și în Q&A-ul pe care l-am făcut live, HBO-ul transmite în momentul de față foarte mult content care nu este făcut de HBO în această încercare de a ajunge în urmă Netflix-ul. Și atunci trezim cu serialele astea care poate nu sunt material HBO, dar ajung pe HBO. Și asta este. Nightfall este un astfel de serial. Actoria, ca să fim sinceri, este de 6. Nu-i mai mult. Dar iar nu toată lumea caută să vadă acting foarte bun în astfel de seriale. Așa că multora nu le pasă nici de asta. Adică dacă nu-ți pasă de acuratețea istorică și dacă actoria pentru tine nu este neapărat un punct focal, nu vrei să vezi tot timpul Emmy performance, atunci iar serialul s-ar putea să fie foarte bun pentru tine. Deci nu e o problemă. Să ajungem la ultima parte negativă și care este principala problemă cu serialul, este povestea. Este povestea extrem de banală sau extrem de predictibilă, extrem de non-Game of Thrones. Foarte liniară, este de la A la B. Înțelegi practic din al doilea episod cam ce o să se întâmple pentru parcursul, cu un mini plot twist în ultimele două episoade, dar e mult spus plot twist. Mai degrabă așa, am mai adus cineva ceva în cadru, să zic așa, și zice, ok, dar în rest, cea mai mare parte este pure predictable motherfucking shit. Și asta e păcat. E păcat pentru că nu te aștepta la asta. Chiar mă așteptam să fie ok, am sperat să fie ok până pe la episodul 5. Dar după, adică până la episodul 5 am crezut că, ok, construiesc acum ceva, îmi construiesc expectativele, să zic așa, mă pun să gândesc ceva, da, vin toate astea, zic ok, și până la episodul 5 începe să mi le demonteze pe toate și cum rămân ca în episoadele 9 și 10 să, mind blown, știi? Și când colo... M-am construit până la 5, de la 5 am mers mai departe, liniștiți, până la 10. Am zis, ok, deci exact așa cum am crezut să fie la episodul 2. Vai! Pe de altă parte, în schimb, trebuie să realizăm și o altă chestie. Serialul ăsta nu este făcut să fie un înlocuitor de Game of Thrones. Serialul ăsta vrea să fie un serial ok pentru mase, pentru toată lumea, să-l aprecieze, să poată să-l aprecieze absolut oricine. Și atunci... Toate problemele astea pe care le consider eu probleme, sunt probleme ca să-l duci foarte sus. Pe care dacă le aborda, poate ajungeau mai sus cu el. Dar serialul în sine este un 6, un 6,5, chiar 7 poate, pentru unele persoane, fără nicio problemă. Pentru mine e un 6,5. Nu consider că a fost timp total irosit, dar nu pot să spun nici că este o investiție bună a timpului meu. La fel ca Britania, este un serial ce profită de o nevoie existentă în piață. Există o mare masă de oameni care își dorește un anumit tip de content, cineva trebuie să o facă pentru că oamenii vor să se uite la ea. Și atunci se crea aceste chestii. Doar că serialul ăsta chiar cred că avea potențial. Chiar cred că se putea face ceva foarte, foarte bun din el. Și nu înțeleg cum nu au văzut-o sau poate doar eu o văd. Dacă vreți să vedeți o producție interesantă pe tema templierilor, la fel, acuratețe istorică aproape, dar interesantă pentru că pune într-o lumină pozitivă ambele părți, sau pozitivă sau este corectă față de ambele părți, este Kingdom of Heaven al lui Ridley Scott. E un film din 2005 cu Orlando Bloom. E un film în care Ridley Scott a mușcat puțin mai mult decât a vrut, ar fi trebuit. Venea din urma lui Gladiator și atunci era încă un huge historical drama, să zic așa. Și a făcut un film care stă în picioare, e ok filmul, e un film de 7,5, chiar 7,5 înspre 8, așa, 7,8, să zicem. Dar este un film care pentru vremea lui și pentru felul în care a fost făcut, în cauza chiar și cu Orlando Bloom, care la fel era în vogă Orlando Bloom în momentul de față, în momentul respectiv,
în spatele Lord of the Rings și așa mai departe. Și atunci era un a fost un întreg cumul de factori. Filmul a avut un succes răsunător, dar a fost și este apreciat în continuare ca un film bun. Este unul dintre puținele filme care sunt ok despre cruciade și despre felul în care a funcționat Estul cu Vestul. De-aia zic că Nightfall, sau de fapt Templierii, merită un serial foarte, foarte tare. O chestie, un fun fact, așa ca pentru toată lumea, vineri 13 este considerat o zi cu ghinion, pentru că într-o vineri 13 a fost dat ordinul de arestare a tuturor templierilor. Dar deși templierii au fost anihilați aproape, tot din templieri s-au născut mai departe teutonii, ioaniții, Malta și așa mai departe. Adică e o poveste, e o istorie, dacă există o poveste super mega interesantă în ce înseamnă structuri organizaționale, templierii au inventat băncile, templierii au inventat fila de cec, templierii au o istorie fenomenală. Și în loc să se întâmple acea istorie, să vedem acel serial, acea chestie, pe care în schimb poate să spună, domnule, nu voi să vezi ce voi să vezi, voi să vezi un documentar despre templieri? Nu! Voi să văd un fel creativ de a pune în scenă niște fapte istorice, cu puțin fantasy. Pe când aici avem puțină istorie, super mult fantasy. Și atunci, pentru mine, pentru mine personal, asta este un letdown. Dar pentru foarte multă lume, și înțeleg de ce, o să le placă. Deși este plin de erori și de chestii, nu înțeleg, ca un dacă ar fi să spunem un popcorn series, you can do that. E mai bun decât Britania, deși are cam aceeași notă. Dar overall e mai bun decât Britania. Nu știu, că am menționat, o parte negativă este CGI-ul. Deci CGI-ul este bad. Adică e rău. Știu jocuri video cu CGI mai bun decât serialul ăsta. Și asta iar îmi spune că nu s-a vrut. S-a vrut, dar nu s-a vrut, ca să zic așa. Așa că dacă căutați un serial istoric, care să fie și puțin fantasy, dar și simplu, să zic așa, mai banal, atunci căutați-l pe Nightfall. E ok. Nu înseamnă că nu înseamnă dacă vă uitați la el, sunteți voi mai jos sau mai sus decât alte persoane. Nu înseamnă că dacă eu vă spun că un serial nu e bun, nu merită absolut nici un pic atenția voastră. Încercați-l, poate vouă o să vă placă. Asta este doar părerea mea. Ok, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut suficient de mult când să lăsați like-ul, dislike-ul și un comment despre serial, dacă l-ați văzut, ce părere aveți despre el. De asemenea, dacă vreți să susțineți canalul în absolut orice fel, adică să dați o bere, două, trei, o ladă sau și mai mult, o puteți face oricând pe Patreon, unde vă veți întâlni cu The BS Squad, a very happy group of bitter people. Ok, până data viitoare, nu rămâne decât să vă urez. Ziua plăcută, numai de bine. Baftă!